ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Poveștile din jurul tău. Eu sunt Maura Angel și astăzi alături de mine se află Ionelia Pașa, un îndrăgit psihoterapeut din Iași. Bună ziua și bine ați venit la noi! Bine v-am găsit și sunt foarte bucuroasă să mă aflu astăzi aici, alături de dumneavoastră. Așa cum faceți întotdeauna, bucurați publicul și ne ajutați ca să ne promovăm și noi, psihoterapeuții, și să aducem și cât mai multe informații celor care au nevoie de ele. Și noutăți. Pentru astăzi am pregătit, pentru început, un subiect, am zis eu, de noutate. Terapia Imago. Nu se cunosc foarte multe lucruri despre ele, sau dacă dumneavoastră în mediul dumneavoastră știți, noi, publicul larg, mai puțin cunoaștem detalii despre această terapie ce este și cum ne ajută. Într-adevăr, în ultima perioadă se vehiculează tot mai mult în spațiu public termenul ăsta de terapie imago și chiar sunt colegi de-ai mei care s-au format în Statele Unite alături de fondatorii acestei terapii și promovează astăzi cu excelență, aș putea zice, această formă de terapie de cuplu. Eu, am, personal, am intrat în contact cu terapia Imago cu foarte mult timp în urmă, în anul 2012. Acum 10 ani! Cu 10 ani în urmă, da, când am făcut formarea mea în psihoterapie de hipnoză ericksoniană în cadrul Institutului de Hipnoză Ericksoniană din Statele Unite ale Americii și tot atunci la una din convențiile susținute de cei de la Institutul de hipnoză a fost dedicată cuplurilor și în acea perioadă am participat la un workshop dedicat terapiei Imago și chiar mi-a plăcut foarte mult ideea lor. Aceste forme de terapie practic ele sunt o formă de, de ne ajuta clienții să Conștientizeze mai bine ce, ce se întâmplă în relații cu ei înșiși, cu ei ca cuplu și cu ei ca persoană. Când am citit despre această terapie, când am făcut o scurtă documentare, rezervându-mi bucuria de a afla de la dumneavoastră mult mai multe lucruri, am văzut că este centrată pe relație. Cum ajută? Este una dintre cele mai bune forme, ca tehnică, în cabinet pentru a ajuta cuplurile să comunice cât mai autentic și să reușească, mai ales acea parte cu care toate cuplurile se confruntă adesea, conflictul. Da? Pentru că fiecare relație, în fiecare relație sunt mai multe stadii de dezvoltare a acestei relații. Da, este faza de îndrăgostire în care cuplul se cunoaște și această fază de la unii la unele cupluri poate dura între un an da, și trei ani. Faza de îndrăgostire acum depinde. De la un cuplu la celălalt. Nu, putea, nu poate dura o viață? Ar fi extraordinar dacă ar dura o viață. Dar și iubirea se transformă, ea nu, nu, nu dispare. Da? E o fază de dezvoltare a cuplului, în care cuplul intră. Într-un proces de cunoaștere, de creștere, de recunoaștere reciprocă. Și aici ajută foarte mult această terapie imago în faza de luptă, cum îi spunem noi, terapeuții, în faza în care cei doi intră în conflict, și atunci apar um, așa zisele declanșatoare da, care ne duc în sfera. Războiului. Războiului propriu Dar zis, cum da? ajungem noi de la uh, iubire la război? Ce, ce se întâmplă acolo? Cum ce apare? De ce nu rămâne starea aia de bine? Ce se întâmplă în fiecare pentru că o relație presupune noi așa măcar două persoane, măcar. sau cel puțin două persoane. Da. Și dacă la început e bine și minunat, ce ne determină sau ce se întâmplă de, de devenim inamici? La un moment dat, sau mă rog, Măcar în luptă, oricum în luptă. intrăm în luptă <laughs> Intrăm într-un fel de luptă <laughs> Intrăm și să știți că toți intrăm toți în această intrăm în luptă. luptă Nu există cuplu în care nu există această luptă Pentru că totul pleacă practic de la modul în care noi am fost educați în copilărie Cum da? am crescut Cum am crescut și atunci diferențele noastre individuale de la o persoană la cealaltă se manifestă adeseori în cuplu. Adică atunci apar primele interacțiuni. De exemplu. Eu vreau să fiu stăpân sau eu sunt obișnuit să fiu victimă? Exact. Da. În funcție și de modelul parental în care am crescut. Că dacă Cine am... a cântat în casă? Cine a cântat în casă? Ceea ce am făcut noi în casă, cum am fost văzuți sau nevăzuți de părinți. Da? Și atunci, valorificați sau nevalorificați, iubiți sau nu de părinți? Pentru că părinții. Puteau avea alte lucruri cu care se confruntau ei însă și nu au crescut a... așa cum au știut ei mai bine. Exact, nu aș vrea să ducem ca o vinovăție nu, nu, asupra familiei Așa familie. a fost atunci. Da, doar să se înțeleagă că ă, asta au fost situațiile, disponibilitatea fiecărui cuplu, că atât au putut ei la momentul respectiv. Și plecăm de la premisa că au dat copilului tot ce și-au dorit ce să și -au aibă dorit? mai bun. Exact. Ei au dat tot ce și-au dorit, dar din păcate au fost lucruri pe care copiii, de noi ca copii, le percepem într-un mod sau altul. Poate nevoia noastră de iubire era mai profundă și atunci nu prea am fost văzuți, nu am fost valorificați. Sau ni s-a părut. Sau s-a părut. <laughs> și atunci apar, în, cu cât înaintăm în vârstă, nevoile astea nemplinite, își caută Practic, împlinirea. Noi căutăm această împlinire. Creierul caută permanent împlinirea unor dorințe care n-au fost niciodată dezvoltate sau avute suficient. Și asta atunci... e, e, e o informație foarte importantă și cred că e bine de știut pentru cei care încă nu au aflat-o, că toată viața căutăm să fim iubiți. Doar atât. Doar atât. Da. Deci venim într-un cuplu cu un bagaj. În cu... care avem și lucruri bune, să dea Domnul să fie cât mai multe, dar și unele la care mai avem de lucrat. Exact. Și avem un bagaj emoțional destul de puternic, care uneori atârnă mai mult decât trebuie. Și de care uneori suntem conștienți de el sau nu. Sau nu. Și adesea nu prea suntem conștienți și de acest așa apar bagaj. Luptele? Și apar luptele, pentru că fiecare dintre noi nevoia lui poate fi diferită. În momentul în care cuplul se formează, de obicei nevoile se sunt aproape similare. Nevoia de iubire este una generală și atunci prima nevoie împlinită este cea de iubire, prin îndrăgostire, prin această. După care, După iubire o... și împărtășire, presupun. Și împărtășire, da. După o anumită perioadă, cuplul crește lucrurile, iubirea devine stabilă, nu mai este o nevoie uh, absolută, da, ea există acolo, dar apar celelalte nevoi. Care ar fi? De, a mă, de valorificare, de a mă vedea adesea, de dreptate, de nedreptate și de cu, încredere. De încredere, de neîncredere. Sunt și cu persoane care le este foarte greu să devină intime. Da? Și atunci de atașament, sunt probleme de atașament și multe alte lucruri care. Și începe lupta! Și începe lupta! Și uite așa ți se pare că el n-a spălat bine cana, că doamna a lăsat nu știu ce față de masă mai puțin bine împăturită și de la nimicuri se ajunge, doamne ferește, chiar la o rupere a relației. La divorț adesea. Da, pentru că este o luptă pentru putere. O luptă pentru putere. Și ce caut eu în lupta aia pentru putere? Să fiu văzut, să fiu apreciat, ce caut? Să ocup cât mai mult teritoriu. Casa e aceeași, la amândoi, nu? Da. Relația în sine, noi când construim o relație, construim o casă. O casă nouă. O casă diferită de ceea ce suntem noi ca persoană. E foarte frumos, cum am spus. Când construim o relație, construim o casă. Exact. Îi punem bazele, îi punem pereții, împărțim camerele, dar, iar noi suntem cei doi care construiesc această casă, și fiecare dintre noi va veni cu partea lui de fundație, cu partea lui de, fundație, cu partea lui de emoție. Da? O emoție care cu ne cuprinde. Și care ne rupe de ceilalți. E această intimitate, care este foarte, este una dintre ingredientele cele mai importante, conexiunea dintre cei doi. Așa se formează această fundație pe încredere uh, și conexiune. Și fac Cu iubire am înțeles și o știe toată lumea. Dar cum ajungem noi la acea conexiune? de la care construcția de care ați amintit și ați amintit foarte frumos va fi solidă. Este solidă. Plecăm de la, de la premisa că este solidă. Este solidă, cu este, siguranță. Este. da. Este. Atâta timp cât relația s-a format, înseamnă că nevoile de bază au existat. Adică siguranța, iubirea, încrederea, ele au fost acolo încă de la început. Deci, astea sunt primele ingrediente, primele, primii, primele ziduri pe care le punem la casa noastră. Și fiecare încearcă să înfrumusețeze. Da, și înfrumusețăm, dar apar aceste evenimente declanșatoare care uh, uneori ne determină să reacționăm într-un mod diferit de cum ne-am dorit, poate. Sau de, de cum suntem așteptați. Da, sau cum celălalt ne percepe, așteaptă, da. Și atunci trebuie să facem un coș, un horn mai mare, da, <laughs> să iasă pe acolo tot ce ce <laughs> nu ne dorim să se adune între pereți. Da. Din păcate, este foarte dificil pentru că fiecare de aia lucru individual este foarte important. Eu cu mine, noi cu noi, înșine. Da, pentru că fără cunoașterea asta noastră intrăm în aceste relații și la un moment dat ne blocăm sau devenim facem lucruri pe care îl rănim pe celălalt care e lângă noi Dorit sau nedorit? Corect! De cele mai multe ori dorit, pentru că da. mi-e greu să cred că într-o relație stabilă cum ați spus, dacă, dacă s-a format înseamnă că aveau valori comune vii tu cu intenția voită de a face rău. Mi-e greu să cred sau? Na. Nu, e total uh, de, uh, deliberat. Adică chiar nu ne dorim să rănim pe celălalt. Procesul Și că toate este, asta o facem. Da, procesul este complet inconștient, adeseori. Uh, în uh, psihoterapie, uh, nu știu cum să, să îmi exprim mai clar această idee, uh, în în copilărie, experiențele noastre traumatice, în care am, am văzut părinții noștri cum comunică, cum se înțeleg reciproc, cum relaționează, noi imităm și învățăm acest mod de relaționare. Și atunci când ajungem într-un cuplu, de obicei promovăm ceea ce am învățat. Deci, vine în cuplu cu relația mamei și a tatălui meu. Sau o parte din sau ea. Sau o parte din ea, ce mi-a plăcut și sau ce nu mi-a plăcut, ce am, cu ceea ce am rezonat ca copil fiind. Și eu am crezut ca tare că e o valoare corectă. Dar, Dar... atunci când ajungem în cuplu și. Pentru că noi ne maturizăm în tot acest proces, ne dezvoltăm, lucrurile încep să fie diferite de ceea, de cum le-am perceput noi ca copii. Și atunci intervine și această terapie. O folosiți? Sau uh, cum rezolvați dumneavoastră uh, astfel de situații? Uh, în prim, nu cred că nu aveți o misiune ușoară. E o misiune foarte dificilă. Și, uh, și asta... se vorbește nu foarte mult despre aceste terapii. Pentru că să fii un doctor uh, de familie, da, un psiholog de familie nu e ușor deloc. Nu lucrezi cu ceea ce se vede, lucrezi cu ceea ce se simte și nu lucrezi cu ceva palpabil. La medic te duci cu o rană. Aici. Aici avem o rană emoțională. Da, care nu se vede. Care nu se vede, dar se simte. Se simte. se simte și o simt și ceilalți din jurul nostru. O simțim cu toții. Și primele lucruri pe care le simțim, da, apar aceste dezacorduri în care noi ar trebui puțin să fim atenți cu noi înșine. O altă formare în care sunt eu pregătită e cea de cognitiv-comportamentală. Iar în vedere dezvoltarea lucrăm foarte mult pe partea asta de gânduri și ceea ce facem. Da? Ceea ce gândim ne determină să facem un anumit lucru și să simțim o anumită emoție. Noi suntem un tandem, un complex și de senzații, de asemenea, ca multe senzații. Ceea ce gândesc de obicei trebuie să fie în concordanță cu ceea ce simt. Noi, adesea, ca oameni, dacă avem o emoție care ne deranjează, o emoție de furie sau de frică, de obicei încercăm să o evităm. Și evitând-o, practic, noi dezechilibrăm acest complet. Gândul nu mai este în concordanță cu ceea ce simt. Și atunci, și atunci încep să mint. Mă dezechilibrez și încep să mint, mă prefac, sau chiar uh, încerc să acopăr anumite lucruri ca, să nu, să nu, ca sensibilitatea mea să nu fie vizibilă. Și pot răni? Și rănesc, uh, bineînțeles. Sau mă pot ascunde. Da, dar pot să o fac de asemenea inconștient. Adică eu nu conștientizez faptul că evit emoțiile sau că încerc să mă apăr cumva. Aici, aici intervine specialistul, adică dumneavoastră Dar exact. cum, cum se face pentru că omul suferă la el acasă, la el la birou, la el în firmă Și dumneavoastră sunteți în cabinet Ce determină să ajungă la dumneavoastră și dumneavoastră să-i să deschideți ochii Să faceți acea conștientizare împreună Acel wow, uite de aici vine domnule da, și Din încep să mă schimb și să fie bine <laughs> pentru că asta ne dorim da, din păcate, educația asta ajunge foarte târziu. Cei care ajung în cabinet de obicei ajung cu o anxietate, cu o depresie, deja lucrurile sunt complicate, atacuri de panică, foarte puternice. Din ce în ce mai multe din ce în ce în mai multe. Perioadă. În, uh, situații cu care ei se confruntă și care adesea unele dintre ele, o anxietate, atacuri de panică pot fi de asemenea din cuplu, da? neînțelegerile din cuplu, percepția celuilalt ca fiind una care e împotriva mea, dar de fapt e doar o percepție, de, poate fi doar o percepție deformată datorită unor trăiri din copilărie care s-au activat în prezent. Și cum facem ca să rezolvăm aceste lucruri. Ați spus dumneavoastră că sunteți specializat în această. Aveți această formare cognitiv-comportamentală. Cum, cum se lucrează? Um... Nu, nu, nu vom intra în detalii da, 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 specifice of... cabinetului, ci doar să explicăm în linii mari și celor pe care poate la un moment dat îi putem face atenție urmărind discuția noastră. Să spună, uite, Așa am făcut și eu și nu mi-a fost bine. Sau așa am făcut și a fost bine. Da. În general, ceea ce fac eu adesea în cabinet, în primele ședințe, în general, o terapie poate dura între. 20 de ședințe sau mai mult. Până va fi bine. Da. Terapia cognitiv-comportamentală este una de scurtă durată și este una dintre cele mai eficiente. Ca o pilulă. Da. Este prima, prima modalitate în care noi ajungem să conștientizăm ceea ce se întâmplă cu noi, cu emoțiile noastre și cu gândurile noastre. Și intrăm în relație cu noi. Începem să ne cunoaștem. De aici, așa lucrez eu și așa încep lucrurile în terapia mea și folosesc foarte mult această conștientizare activă. Conștientizare activă sună foarte, foarte bine și v-am adus pe această cale a discuției pentru că sunt convinsă că ceea ce se întâmplă în cuplu, într-o relație oarecare, extrapolează și. Practic ne construim și viața de zi cu zi și în afaceri și la birou și, și peste ducem tot. peste tot aceste poveri Că până la urmă sunt poveri Dar despre toate aceste lucruri și despre alte multele vom discuta cu invitata noastră după o scurtă pauză Bună seara celor care ne-au urmărit mai târziu, au deschis televizoarele mai târziu sau telefoanele eu sunt Maura Angel și la poveștile din jurul tău am alături de mine pe Ionelia Pașa, un psihoterapeut cu care încercăm să dezlegăm câteva dintre misterele de cuplu. Sunt așa tainic, nu? E ca o poveste în care intrăm ușor ușor să vedem ce ne supără și ce ne bucură și cum putem să ne facem viața mai frumoasă alături de cei dragi. Și când spun cei dragi, nu mă refer doar la partenerul de viață, ci și la familie, la colegii de la birou, la alături de prieteni, pentru că relația nu este doar cea cu partenerul de viață, ci și cu toți cei din jurul nostru cu care încercăm să construim mici comunități. Rămăsesem că tot ceea ce avem acasă, ducem și în afară. Supărări, bucurii, cum facem astfel încât să armonizăm uh, și mai bine relațiile, inclusiv de la birou? Presupunem că le-am rezolvat pe cele de acasă. Um, armonizarea vine cu armonizarea noastră înșine, ca persoană. Odată ce eu sunt în armonie cu gândurile, cu emoțiile mele, cu, ce, cu acțiunile mele, atunci pot fi în armonie și cu ceilalți. Um, dacă. Cum spuneam mai devreme, dacă evit aceste emoții negative, încerc să am o imagine, să promovez o imagine falsă despre ceea ce eu sunt și pun amprenta pe aceste emoții de a-mi ascunde starea mea de fapt, atunci nu fac altceva decât să intru într-un conflict interior cu mine, conflict pe care îl extind și asupra relațiilor cu cei din familia mea, cu cei de la servici, cu familia extinsă și cu restul lumii. Îmi fac un chip cioplit. Îmi creez acest clip chip cioplit și adesea ori noi învățăm să ne creăm acest chip cioplit, așa cum spuneam încă din copilărie, pentru că atunci eu îmi doresc să, să ajung să am o anumită imagine, îmi creez această imagine și atunci în relație cu ceilalți încerc să obțin și să validez această imagine. Dar de multe ori această imagine este doar o imagine, o fantezie dincolo de ceea ce vreau, ce sunt eu. Și atunci presiunea asta și diferența dintre ceea ce eu sunt și ceea ce îmi doresc să fiu e o presiune foarte mare pe care creierul nostru o percepe. Și diferențierea asta Pune o presiune imensă asupra ceea ce noi suntem, asupra corpului nostru, asupra emoțiilor noastre, și de aici începe un dezechilibru, de aici este colapsul nostru uh, ca persoană. Pentru că promovăm permanent dorința de a fi într-un fel. Dar neputința în același timp de a nu fi la acel nivel pe care tu-ți-l dorești, practic, și intri în acest vortex al dorinței și presiunii interioare nemai putând face față, practic, la ceea ce este în jurul tău. Pentru că conflictul interior devine din ce în ce mai puternic și, astfel, ceilalți sunt anulați din jurul nostru și noi interacționăm și cu ei și dorim ca ei să ne vadă în așa fel încât noi suntem, dar ei nu, probabil că sunt centrați pe lucrurile lor, pe modul lor de a-și vedea viața. Și ei ne văd așa cum și ne, ne văd. Așa cum ne văd. Nu cum ne dorim cum, noi. Nu cum ne dă, exact. E același lucru cu sindromul impostorului? se poate spune și asta. Da, e o formă. Da, pentru că de aici pleacă totul la, această liniște interioară pe care noi trebuie să o, să o găsim și să o restabilim, pentru că ea există în interiorul nostru, numai că noi, din dorința asta de, de a fi pentru ceilalți De validare De validare Dorința asta de a fi văzut, de a fi apreciați de ceilalți Atunci creștem foarte mult conflictul interior Aici, ați, în prima parte a emisiunii, ați spus că nu prea învățăm cum să gestionăm multe din astfel de situații Și asta mă duce cu gândul la educație Ar trebui încă din copilărie cei mici să fie învățați, dar, din păcate, în școală sau cel puțin în școala românească nu se studiază astfel de lucruri. Li se mai explică copiilor despre emoții, mai fac ei acolo un emometru, le mai măsoară când bărcuțele <laughs> sunt înnecate, când sunt vesele, când sunt... Da, cum vedeți dumneavoastră, ca psihoterapeut, o astfel de, de rezolvare încă din copilărie? Bine, trebuie să plece din familie, dar dacă Părinții nu știu. Nu că nu vor. Nu că nu vor. Uh, cu siguranță eu sunt convinsă că fiecare în sufletul lui vrea. Da, aici... Că te e, de lupta cu aici, uh, aici intervine și problema culturală. Noi venim dintr-o cultură toxică. Din, Din păcate. Din păcate, păcate, da. Pentru că familia tradițională românească, uh, uh, accentul era asupra... Părinților, adică adulții, copiii erau subordonați, sunt subordonați părinților Eu te-am făcut, eu te omor Da, vârstnicii La fel Exact Și atunci e diferența asta de putere Și de asemenea și societatea în care trăim, care promovează o neîncredere în noi toți. Adică, gradul de neîncredere în noi, ca persoană al românilor, este mult mai ridicat decât la americani, de exemplu. Ei sunt mai încrezători, mai credibili. Vaccinați cu optimism. Da, mai vaccinați cu optimism, exact. Și acest optimist este foarte greu de educat astăzi la noi. Și de aici pierdem noi foarte mult. Pentru că relațional, noi pozitivismul are o mare, mare importanță și negativismul, care are la rădăcina această neîncredere, adeseori ne trage înapoi și inclusiv în familiile noastre. Neîncrederea în ceilalți, neîncrederea în copii, permanenta competiție pe care ei o solicită de la copiilor, controlul, controlul excesiv. Ne lăsându-i pe ei să-și fie să dezvolte personalitatea în armonie cu ceea ce sunt ei, cu lucrurile frumoase pe care le au. Să se cunoască așa cum sunt. Da, și Chiar să dacă se accepte. E timid. Asta este. Nu, nu e un handicap. Nu, Timiditatea apare de asemenea ca o influență. E o influență negativă a părinților. Da, pot să fiu sensibil, pot să am o sensibilitate emoțională. Dar în contact cu anumite lucruri, da, dacă sunt validat într-un mod corect. Sunt puternic. Sunt devin puternic și m îmi reușesc să-mi depășesc acea emotivitate. Și încrezător. și încrezător. E foarte frumos ceea ce spuneți și aveți foarte mare dreptate. Dar eu, ca jurnalist, sunt foarte curios și revin cu întrebarea. În cabinet, cu siguranță, rezolvați aceste lucruri. Copii, adulți, cupluri. Dar cum facem noi, ca și masă, ca și populație care trăiește în această cultură, din păcate, încă toxică, să creștem acești copii astfel încât atunci când vor deveni adulți, să aibă relații armonioase de lungă durată să, să fie încrezători. Cum facem? Pentru că Bun. Eu, dacă sunt un părinte conștient și îmi cresc copilul așa cum ați spus, uh -huh. dar el tot în acest mediu stă. Sau de la mine de acasă pleacă într-o zonă și mai agresivă. Cum fac? Cum aș putea să fac? Trebuie să găsim o, o rezolvare. E destul de dificil. Ca să nu spun foarte dificil. Da. Pentru că dumneavoastră rezolvați o bucățică. Da, în principiu. Și colegii dumneavoastră. Da, și colegii noi încercăm, din păcate, nu suntem atât de mediatizați și oamenii nu au această cultură spre autocunoaștere. Autocunoașterea e adeseori înțeleasă greșit. greșit. Ce nevoie uh, am eu de dezvoltare personală? Da. Eu mă știu. dar recunoașterea a ceea ce ne, ne, determină, ne, ne determină să ajungem într-un punct sau altul este foarte importantă. Modul în care reacționăm de asemenea este foarte important, mai ales atunci când avem copii. Da? Pentru că dacă eu ca structură am o furie și permanent în familie, în ADN-ul meu. ADN meu, da, o furie nerezolvată, da? Pentru că o țin de o viață. O țin de o viață, și atunci tendința mea va fi că tot timpul s putea să fiu, mă descarc furia pe copilul meu. Și el va învăța că am greșit cu ceva. El permanent se va simți vinovat de ceva. Tot timpul va avea acest sentiment că este neîmplinit sau o nedreptate, că lucrurile pe care le i s-au întâmplat au fost o nedreptate. Și atunci pleacă de acasă cu acest bagaj și automat și el la rândul lui va perpetua, va cre, va perpetua această nedreptate sau își va căuta o dreptate permanent. Și aici ajungem la cazurile de violență. N-aș fi vrut să ajung acolo, da. dar cred că este o explicație pentru tot mai desele situații de violență, cel puțin în cazul adolescenților. Dar nu vreau să intrăm în acest da. domeniu, pentru că noi am plecat de la premisa cum să facem să ne fie bine și da. cum folosim toate instrumentele dumneavoastră astfel încât să avem o viață frumoasă. Și întorcându-mă la uh, formarea uh, cognitiv-comportamentală, cum o putem aplica în relația de cuplu, am văzut, dar să extrapolând în business, în proiectele ale, pe care le derulează fiecăruia, cu siguranță pot fi îmbunătățite. Atâta timp cât noi conștientizăm problemele, problemele noastre, cu atât noi putem de asemenea și să le controlăm. Odată ce nu le cunoaștem, nu avem cum să le controlăm. Și de aici începe toată distracția, ca să zicem așa, pentru că iar cum am zis mai devreme ca acest la conștientizare activă fiecare dintre noi ar trebui să intre în contact cu el și să fie conștient de aceste acțiuni și lucru care se... modul în care el reacționează modul în care răspunde la anumite situații stresante și folosesc adesea aceste tehnici de mindfulness sau de, de comunicare asertivă, da, pentru că adesea comunicarea de asemenea e, nu am avut lecții de comunicare în nu familie, am avut, așa este. în familie și Datorită bagajului emoțional, folosim comunicarea asertivă sau comunicarea agresivă sau comunicarea submisivă. Depinde în ce latură intrăm. Cu siguranță, fiecare se regăsește în toate cele trei laturi la un moment dat. Cu siguranță sunt. Nu avem cum, adică suntem oameni și emoția își pune cuvântul adeseori. Dar este important ca să ne cunoaștem aceste mici tipare. Plecând de aici, apoi putem să le extindem, să fim atenți la tot ce este în jurul nostru, la ceea ce ne deranjează, la ceea ce ne supără sau la ceea ce ne face să reacționăm într-o anumită manieră. Bine sau mai puțin bine? Mai bine sau mai puțin bine. Și întorcându-mă acum un pic la terapia asta Imago, ceea ce este frumos aici, la terapia Imago, E că ei învață un fel de comunicare, pentru că în lupta pentru putere, comunicarea de, devine deficit, deficitară și atunci noi trebuie să întărim această comunicare, să o facem emoțională, această comunicare afectivă, prin care noi, practic, ne exprimăm ceea ce suntem, ceea ce simțim. Pentru că, de cele mai multe ori, nu spunem niciodată ceea ce simțim, iar, în, măcar în cuplu ar trebui să facem asta în mod deliberat. Mă întorc la cultura în care noi trăim și creștem, pentru că și adultul crește și mă gândesc că e dificil atât timp cât aceste, nu aș vrea să le spun cursuri, programe de dezvoltare personală nu sunt corect înțelese și corect aplicate. Da, acum depinde și de profesioniștii care fac acest lucru. Sunt foarte multe abordări astăzi, și în final toate ar avea un, un, un lucru bun, ca să zicem. Cel puțin intrăm în contact cu noi, relaționăm, învățăm să relaționăm, dar, din păcate. Nu ducem până, la, nu capăt ducem până la capăt procesul, sau ceva se întâmplă în acest proces. Se rupe nu undeva. Ceva, da. Nu-i perceput corect. Nu-i perceput corect. Aș schimba un pic registrul și aș intra în cel personal, cu permisiunea dumneavoastră, și v-aș întreba: cum ați ales calea psihologiei? A cunoașterii personale și a cunoașterii celor din jur. Cunoașterea, să știți că niciodată nu este suficientă. Prin urmare, și noi, ca psihologi, avem o analiză proprie și permanentă, așa cum trebuie să facem cu toții. Și această conștientizare activă, care trigării noștri declanșatori sunt, sunt permanenți și trebuie să fim atenți la ei adeseori. Eu, încă de când eram mică, am avut o curiozitate anume. Și a la vremea respectivă, când am dat la facultate, psihologia era abia la început. Nu prea era termenul de psihologie, dar mi s-a părut foarte interesant, copil fiind. Am spus că e ceva nou, ceva deosebit, și eu aș vrea să cunosc că lumea altfel decât este ea. Și am mers în această direcție. Din păcate, psihologia fiind la început, nu am putut practica când am terminat facultatea. Am, am lucrat într-o companie pe resurse umane foarte mulți ani. Și întotdeauna aveam un fel de, uh, acum fac o dezvăluire, uh, nemulțumire. Permanent eram nemulțumire, deși uh, din punct de vedere al carierei atunci era, era bine. destul de bine, foarte bine chiar. Dar uh, niciodată nu eram mulțumită, vreau altceva tot timpul. Și gândul meu la psihologie a rămas întotdeauna, adică... Mai practicam psihologie cu colegii, făceam grupuri, jocuri de rol pe anumite situații, situații de dezvoltare, lucruri mărunte, ca să zicem așa. Dar vă Care mă bucurau foarte mult. Am mai făcut un MBA în... În afaceri, în contabilitate, iar una din joburile mele atunci erau acele rapoarte interminabile, care, cu cifre, foarte multe cifre, care, de fapt, eu nu prea le iubesc și nu le-am iubit niciodată. Și atunci, cifrele astea îmi dădeau cam mult de cap. Și, apropo, de acest conflict interior în care intrăm cu toții, așa și eu, la acel la un anumit moment, am intrat în acest conflict pentru că cifrele nu mai îmi plăceau, nu mai îmi plăcea activitatea care o făceam și atunci îmi doream altceva, îmi doream să revin la ceea ce eu credeam că aș putea să fiu. Apropo de dorința de fantezia fiecăruia dintre noi. Psiholog. Psiholog. Și așa a început această călătorie. călătorie, și redeschidere spre psihologie. Am participat la aceste formări în state, la terapia cognitiv-comportamentală. Am făcut workshop-uri cu Institutul Beck din New York, New York, care de asemenea ei sunt foarte practici și mi-a venit foarte ușor să integrez și să înțeleg lucrurile astea și cred și sper din tot sufletul să pot să le împărtășesc în cabinet cu oamenii cu care intru în contact și să-i fac să înțeleagă modul în care ei reacționează și ceea ce se întâmplă cu ei și să ajungă la uh, această conștientizare, la ceea ce au ei de făcut cu ei înșiși, să meargă în direcția potrivită. Nu mi se pare ei. dificil, sau eu cel puțin consider că e un proces nu foarte facil ca o persoană să-și dea seama că este o problemă acolo și trebuie să ajungă la dumneavoastră. El știe care are dreptate, că cuvântul lui e cel mai important, că atitudinea e cea mai potrivită, că dacă e în poziție superioară, subordonatul trebuie să îl asculte, că așa trebuie. Nu vezi? Se pare dificil. Este foarte dificil. În primul rând să-și dea seama că greșește. Este unul dintre cel mai lung pași, da? pentru că pașii spre schimbare... Că... Ajungem întâi în precontemplare, m-aș schimba sau aș schimba anumite lucruri, sau aș vedea că anumite lucruri mă blochează, mă țin în loc, dar totuși nu am capacitatea de a mă deschide sau nu am capacitatea de a face anumite lucruri care să-mi dea acea libertate pe care eu practic o simt în mine și aș dori să o am. Și atunci revin din nou, mă întorc și revin la vechile obiceiuri și această luptă permanentă. Care uneori chiar ajunge, ajungem la o anumită conștientizare că totuși nu mă simt bine cu mine. Și, din păcate, anxietatea în ultima perioadă este cea care. Este declanșatorul deci. acestei recunoașteri interioare. Am ajuns la un <gânt> punct foarte important pe care, și mă așteptam să-l spuneți dumneavoastră: anxietatea este declanșatorul, și pentru că ne aflăm la finalul emisiunii, a trecut aproape un ceas -o <gânt> șoapie, pe -a trecut. Da. ca vântul, da. aș vrea să vă mulțumesc pentru sfaturi, pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Și ce să le spunem celor de acasă? Sper că a fost uh, utile. Uh, un singur lucru, uh, discutând și cu soțul meu, care el este profesor de matematică și un mare analitic, el, el are o gândire foarte logică și adeseori în conversațiile noastre uh, sunt un pic mai filozofici. așa. <laughs> și uh, chiar zilele astea îmi spune că poate ar trebui ca oamenii, mai ales românii să-și conștientizeze latura asta românească a noastră, adică noi ceea ce, ce spunem o spunem din suflet de exemplu, dacă spun că m-am îmbolnăvit da, este o asumare practică pe care am făcut-o adică deja boala mea a devenit o parte din mine m-am îmbolnăvit pe când la american spun I'm sick, adică sunt bon love și rezolv, este și rezolv problema da? și plecând de aici ceea ce aș vrea să transmit oamenilor este că m-am vindecat sau eu sunt sursa mea și știu să fac asta <gântu -i> Și cu sau fără ajutorul psihoterapeutru Exact, eu pot să fac multe lucruri pentru mine Vă mulțumesc foarte Putem. mult și vă mai așteptăm să ne și la permitem. alte emisiuni. Da, Vă mulțumesc. mulțumesc foarte mult pentru invitație Vă mulțumim și dumneavoastră și vă așteptăm la o nouă emisiune Poveștile din jurul tău cu Maura Angel